și mironosițelor în parohia Strâmtura de pe Valea Izei, Maramureșul Voievodal, o localitate cu două parohii, cu doi preoți tineri și vrednici, cu credincioși foarte buni, mulți coconi care își poartă portul și tradiția, care sunt crescuți în credință și care au părinți responsabili, ce păzesc cu fidelitate legătura cu Sfânta noastră Biserică, participând la toate evenimentele și la toate slujbele în duminică și sărbători, țin posturile, prăznuiesc praznicile noastre sfinte cu multă frumusețe și cu multă lumină. De altfel, îmbrăcămintea lor, în mare parte de culoare albă, exprimă lumina pe care o au în suflet, exprimă faptul că iubesc lumina lui Hristos, că iubesc lumina învierii și că mărturisesc această lumina credinței și a învierii lui Hristos în lume. Prilej de aleasă bucurie sufletească pentru noi, deoarece la această sărbătoare ne rugăm Bunului Dumnezeu, îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate câte ni le dăruiește, îi adresăm cerurile noastre și laudele noastre de rugăciune. Și sărbătoarea din acest an a fost una plină de bucurie, pentru că în mijlocul nostru a fost Preasfințitul Iustin, în mijlocul nostru a fost un sobor frumos de preoți și mii de credincioși și-au înălțat împreună cu noi rugăciunile spre cer. Primul hram al bisericii din localitatea Strâmtura este soborul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril.